Salut! Bine ai venit la yoga pentru alergători! Te poți folosi de această practică ca de un stretching după ce ai alergat, ca să-ți liniștești mintea și să alungești musculatura pentru a nu face febră musculară sau vreo întindere. Ok, oriunde ai fi, găsește un loc unde să poți să ai puțină liniște și să poți să te întinzi puțin. O să începem în picioare, tălpile la lățimea shoulder-urilor, relaxează puțin genunchii. Închizi puțin ochii, începi să conștientizezi fiecare inspir și expir. Și următorul inspir îți ridică brațe, alungești talia. Expir, lași corp greu peste picioare. Încearcă să nu intri prea adânc din prima într-un stretching, mai ales după ce ai alergat. Acum când ai mușchii foarte încordați, relaxează genunchii și oferă-ți spațiu să poți să respiri adânc. Aici poți să te miști puțin stânga-dreapta. Și rulăm spate vertebră cu vertebră până sus. Inspir, ridici brațe. Expir, corp greu jos din nou. Relaxezi genunchi. Și încă o dată la fel, rulăm spate vertebră cu vertebră. Inspir, ridici brațe. Expir, jos. Aici poți să începi ușor, să întinzi genunchii puțin mai mult. Adâncește expirul. Și ușor ai să așezi degetele brațelor pe pământ și trimiți piciorul stâng în spate. Și lași genunchiul din spate jos. Suntem în low lunge. Ai grijă ca genunchiul să fie deasupra călcâiului, să nu pui prea multă presiune pe genunchi. Și aici ai să-ți ridici puțin trunchiul, așezi palmele pe coapsa dreaptă, te împingi cu palmele în coapsă și deschizi inima. Și începem să intrăm în mușchii psoas, în șoldul stâng. Adâncește expirul și bucură-te de acest stretching. Foarte bine și ușor așezi degetele brațelor pe pământ, împingi cu pelvisul în spate, intrăm în runner stretch. Flexezi talpa dreaptă, ai genunchiul drept întins și lăsăm ușor corp greu să cadă peste piciorul drept. Atât cât poți, fără să forțezi, fii blând cu corpul tău. Lasă expirul să creeze spațiu în tine, să-ți liniștească mintea, respirația. Încă o respirație. Super! Și ușor îndoi genunchiul din nou în low lunge. Împingi cu pelvisul în față. Lași palma stângă pe pământ, ridici brațul drept, deschizi inima în partea dreaptă. Și acum îndoi genunchiul stâng și încerci să-ți prinzi degetele piciorului stâng. Îți prinzi ori glezna, ori degetele. Și rămâi aici. Continuă să deschizi pieptul în partea dreaptă. Simte stretching cu piciorul stâng. Inspir. Expir aici. Super. Și ușor dăm drumul la picior. Degetele brațului drept. Le așezi pe partea exterioară a piciorului drept și ridici shoulder-urile și intrăm în single leg, întinzi picior și lași corp greu să cadă. Și rămâi aici, inspiră, expiră, adâncește expiră. Simți stretching-ul, relaxezi umeri. Și ușor îndoi genunchiul din față și pășim din nou în față. Lași corp greu peste picioare, lași capul greu jos. Rulăm spate vertebră cu vertebră. Inspir, ridici brațe. Expir, corp greu jos din nou. Inspir, te uiți în față. Relaxăm genunchiul, acum trimiți piciorul drept în spate. Lași genunchiul drept jos. Vezi genunchiul stâng să fie deasupra gleznei. Rămâi aici, respiră, relaxează umeri și bucură-te de acest moment. După un efort intens, să-ți oferi acest stretching plăcut în întregul corp.
Inspir. Expir, împingi cu pelvisul în spate, intrăm în runner stretch, flexezi talpa stângă și lași corp greu peste piciorul stâng. Adâncește expirul. Inspir aici. Expirul te apropie puțin mai mult de picior, fără să forțezi, cu blândețe. Super. Și ușor îndoi genunchiul din față. Lași palma dreaptă pe pământ. Ridici brațul stâng, deschizi inima. Și acum îndoi genunchiul drept și încerci să prinzi degetele cu palma stângă. Și simți un stretching profund în coapsa dreaptă. Adâncește expirul aici. Cu cât este mai intens stretching-ul, cu atât te folosești mai mult de respirație. Poți să continui să deschizi pieptul în partea stângă. Foarte bine. Și ușor dăm drumul la picior. Degetele brațului stâng pe pământ. Și ridicăm shoulder-urile. Intrăm în runner stretch. Întinzi piciorul din față și lași corp greu peste picior. Inspir. Expiră. Super. Și ușor îndoi genunchiul din față și pășești în față, lași corp greu să cadă peste picioare. Uttanasana. Rulăm din nou spate, vertebră cu vertebră. Inspir, ridici brațe. Expir, lași brațe pe lângă shoulder. Super. Și acum ai să trimiți un picior în spate. O să intrăm în prasarita. Tălpile să fie puțin mai deschise ca șoldurile, călcâile mai deschise, vârfurile mai închise. Inspir, ridici brațe, alungești talia și acum lași corp greu să cadă în mijloc. Și lași capul greu jos aici. Poți să rămâi în continuare aici sau poți să-ți prinzi gleznele din exterior și începi să te tragi puțin mai mult. Vezi să nu forțezi. Adâncește expirul. Așezi din nou degetele pe podea, pe pământ. Lași degetele brațului stâng jos și ridici brațul drept, deschizi umeri în partea dreaptă. Și începi să simți un stretching în interiorul coapsei piciorului stâng. Și revii în mijloc și invers, degetele brațului drept jos, ridici brațul stâng. Deschizi inima. Și ușor jos. Lași corp greu jos. Poți să rămâi în continuare aici. Dacă vrei să intri puțin în numeri, trimiți brațele în spate, intersectezi degetele brațelor și le lași grele deasupra capului. Și împingi cu pumnul către pământ. Lasă-ți abdomenul relaxat, mișcat de respirație. Ușor dai drumul la brațe, lași brațele grele, relaxezi puțin genunchii, rulăm spate până sus, inspir, ridici brațe, expir, brațe pe lângă șolduri și apropii ușor picioarele. Super! Și acum din nou ai tălpile la lățimea șoldurilor, ridici brațe din nou, expir jos și o să intrăm în pigeon. Te uiți în față, alungești talia. Trimiți piciorul stâng în spate, lași genunchiul din spate jos și acum vârf călcâi, trimiți glezna în partea stângă, glezna dreaptă în partea stângă și te lași pe șoldul drept, da? Vezi să nu stai pe tibie sau pe genunchi, lasă șoldul să atingă podeaua, te lași cât de mult ai tu nevoie aici și întinde piciorul din spate. Pieptul e îndreptat către genunchiul drept și ar trebui deja să simți un stretching în șoldul drept, fără să simți vreo durere ciudată în genunchi. Poți să rămâi aici în continuare sau poți să te lași ușor în față să stai pe antebrațe. Și o să rămânem aici. Asigură-te că ești întru totul relaxat aici, că n-ai umeri încordați, chiar și mușchii feței relaxează.
Încă o respirație. Și ușor ai să revii sus. Așezi palmele pe podea. Te ridici ușor în primul downward dog. Da? Așezăm palmele sub umeri. Așezi degetele piciorului din spate jos. Ridici shoulder-urile. Pășește în spate și împingi cu pelvisul în sus și cu inima către picioare. Aici poți să pedalezi de pe un picior pe celălalt dacă simți nevoia. Super! Și ușor faci câțiva pași în față și lași din nou corp greu peste picioare, Uttanasana. Rulând spate până sus. Inspiri, ridici brațe. Expiri, jos. Inspir, te uiți în față, relaxezi genunchi, acum trimiți piciorul drept în spate, lași genunchi din spate jos și la fel, vârf călcâi, trimiți glezna stângă în partea dreaptă și lași șoldul stâng să atingă podeaua, pământul. Te asiguri că nu stai pe genunchi sau pe tibie. Poți să rămâi în continuare aici, să-ți deschizi inima, să invizi toată energia de care ai nevoie în tine acum. Sau să lași ușor trunchiul în față, să stai pe antebrațe pentru câteva respirații. Deja începi să simți că pulsul inimii a încetinit, ești mai centrat, mai prezent în mintea ta, în corpul tău. Savurează acest moment cu tine. Încă un inspir aici. Expiră. Și cu grijă ai să-ți ridici trunchiul. Așezi palmele pe pământ, degetele piciorului din spate jos. Și te împingi în palme, ridici shoulder, downward facing dog. Împingi în palme. O postură minunată să-ți întinzi întregul corp aici. Nu uita de respirația ta. Și ușor din nou faci câțiva pași în față. Lași corp greu peste picioare, dacă mai vrei să mai intri puțin în numeri, trimiți brațele în spate, intersectezi degetele brațelor, lași grele deasupra capului, poți să îndoi genunchii mai mult dacă simți nevoia. Te laxăm brațe, dai drumul la brațe și rulezi spate până sus. Inspiri, ridici brațe, aduci toată energia pozitivă din jurul tău pe care ai cultivat-o. Prin acest stretching și lași ușor brațele pe lângă corp. Să ai o zi minunată și ne vedem în curând!